Aș vrea să avem Biblie deschise la Cartea Tit. O să încerc să fac o introducere în seara asta pentru studiul pe care o să-l facem duminică seara cu niște detalii generale despre Cartea Tit și despre autor și destinatar. De fapt, vreau să privim la trei lucruri. Unul despre autor, doi despre destinatar și trei, o schiță a cărții, că atunci când umblăm prin ea sau studiem prin ea, să avem o idee generală despre locul în care ne aflăm în studiul acestei cărți. Asupra primului punct, asupra autorului, nu o să insist foarte mult. Este Apostolul Pavel. Știm atâtea lucruri despre el. Nu intrăm acum la foarte multe detalii. Deși el spune două lucruri aici, dacă e roba lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos. Despre destinatar însă aș vrea să spun câteva lucruri pentru că este important. Cartea Tit și cărțile 1 și 2 Timotei sunt numite de către teologi epistole pastorale, adică scrise unor păstori sau unor prezbiteri. Eu cred că nu sunt epistole pastorale, nu cred că Tit era păstor, ci cred că Tit era ca apostolul Pavel plantator de biserică. Ai putea să zici că avea o inimă pastorală, că avea că îndeplinea într-un fel o slujbă pastorală, da? La fel cum eu, de exemplu, sunt pastorul casei mele, dar nu am o funcție neapărat ordinat de cineva păstor în casa mea. Dar o să-i explic de ce cred lucrul ăsta. Și este important, este important lucrul ăsta. Pentru că dacă Tit era prezbiter, dacă Tit era prezbiter, spune, te-am uh, lăsat în creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rândui și să, pui ași, și să așezi prezbiter în fiecare cetate. Înseamnă că există un prezbiter care are puterea de a pune prezbiteri peste tot. Ceea ce nu mai este prezbiter, este ceea ce în ortodoxie sau în catolicism se numește episcop și așa mai departe. Da? Adică cineva peste prezbite. Și unii zic că aceeași răduială trebuie să o avem astăzi în biserici. Cineva care să aibă o autoritate mai mare decât prezbiterii locali din o adunare și care îți poate spune de azi nu mai ești prezbiter sau de azi ești prezbiter. Da? Ceea ce cuvântul lui Dumnezeu nu cuvințează nicăieri. Acum, dacă eu de exemplu m-aș duce, nu știu, într-o localitate din Oltenia unde nu există biserică, da? Adunarea de la șase, zice Andrei, fratele Andrei, se duce, nu știu, într-o localitate în care nu există biserică. Eu mă mut cu familia acolo, predicăm Evanghelia și se întoarce la Dumnezeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 familii. Oricât s-ar întoarce la Dumnezeu, da? Eu care trimis de adunarea de la șase acolo și în urma propăduirii să întorc la Dumnezeu mai mulți oameni, eu voi învăța adunarea despre rânduiala adunării și zic, uite, un prezbiter după cuvântul lui Dumnezeu trebuie să arate așa. Da? Și atunci cine e calificat din adunarea respectivă să fie prezbiter va fi prezbiter. Dar nu pentru că eu am o autoritate specială de a spune eu vreau ca asta să fie prezbiter. Sau eu vreau ca asta să fie prezbiter. Da? Cred că înțelegeți cam modul în care lucrează lucrurile. Deci eu mă duc acolo ca un plantator de biserică, nu ca un prezbiter. Nu poți fi prezbiter peste cum era înainte în vechime, prezbiter peste o cetate sau bătrân al unei cetăți, dacă nu era o cetate, nu? Nu mă pot eu duce prezbiter într-un sat unde nu există niciun credincios și nu este adunare. Prezbiterul cui să fiu eu? nu da? că acolo ca un plantator da? Cred că expresele sunt foarte bune Bun, și să vedem că lucrurile sunt așa Ne uităm puțin la acest tit Foarte mult despre tit se vorbește în cartea 2 Corinteni Uitați că el zice Pavel roba lui Iisus Hristos Versetul 4 Către tit Adevăratul meu copil în credința noastră amândor Către tit da? E clar că vorbește despre copil în credință Nu copil al lui când nu era copilul lui da, Haideți să deschidem la 2 Corinteni Și o să privim la câteva versete Să vedem cine era atit. Pentru că asta va influența modul în care vom discuta probabil data viitoare despre prezbiteri. 2 Corinteni, capitolul 2. 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 12 și 13. Când am ajuns la Troa pentru Evanghelia lui Hristos, adică când predica Evanghelia Pavel la Troa, măcar că mi se deschisese acolo ușă în Domnul, adică să predice Evanghelia, N-am avut liniște în Duhul meu, fiindcă n-am găsit pe fratele meu Tit. Deci el s-a așteptat să-l găsească pe Tit la Troa. Da? De aceea mi-am luat ziua bună de la frat și am plecat în Macedonia. De deci, ce a plecat în Macedonia? Sperând că îl găsește pe Tit în Macedonia, că pe Tit îl căuta. Da? Deci s-a așteptat ca să-l găsească pe Tit, în Troa. Doi Timotei, dar țineți aici, țineți cu degetul la locul ăsta, că o să ne întoarcem, da? 2 Timotei capitolul 4 versetul 10 zice că dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic Crescen s-a dus în Galatia Tit în Dalmatia păi un prezbiter care stă într-o cetate ăla nu se plimbă peste tot nu? dacă era prezbiter numai acolo dar Tit nu era prezbiter Tit era un plantator, un slujitor împreună cu Pavel Vă vedeți ce important e lucrul ăsta? Ne întoarcem la 2 Corinteni. 2 Corinteni 7 de data asta. 2 Corinteni capitolul 7 de la versetul 5 la versetul 7. Că și după venirea noastră în Macedonia, vă aduceți aminte, a plecat de la Troa la Macedonia, trupul nostru n-a avut nicio odihnă. Am fost necăjiți în toate chipurile. De afară, lupte dinăuntru temeri. Dar Dumnezeu care mângâie pe cei smeriți ne-a mângâiat prin venirea lui Tit. Deci se pare că Tit ăsta s-a cam plimbat, nu? Și nu numai prin venirea lui, ci și prin mângâierea cu care a fost mângâiat și el de voi. De cine? De Corinteni. Deci îl găsim pe Tit. L-a așteptat la Troa, a plecat în Dalmatia, a fost în Corint, el ne-a istorisit despre dorința voastră arzătoare, despre lacrimile voastre, despre râvna voastră pentru mine, așa că bucuria mea a fost și mai mare. Deci Tit este uh, în Corint, dar din Corint s-a dus în Macedonia, că Pavel era în Macedonia, Tit s-a întors din Corint în Macedonia la Apostolul Pavel ca să-i povestească ce s-a întâmplat acolo. Sau versetele 13 și 15. La 15. De aceea am fost mângâiați, dar pe lângă mângâierea aceasta noastră ne-am bucurat și mai mult de bucuria lui Tit, al cărui Duh a fost răcurit de voi toți, de corinteni. Și dacă m-am laudat puțin cu voi înaintea lui, al lui Tit, n-am fost dat de rușine. Ci după cum în orice lucru v-am spus adevărul, tot așa și lauda noastră cu voi înaintea lui Tit s-a adeverit. El are și o mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care ați făcut-o cu frică și cu, cu tremur. Da? Apoi verset, capitolul 8, ne uităm la câteva versete, versetele 16 la 19. Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu care a pus în inima lui Tit aceeași râvnă pentru voi. Că el a primit îndemnul nostru, ba încă stăpânit de o râvnă arzătoare, a pornit de bună voie spre voi. Asta e a doua venire a lui Tit la Corint, da? Că a mai fost odată. A întrimis cu el, cu Tit și pe fratele cărui laudă în Evanghelie, este răspândită prin toate bisericile. Și ascultați versetul 19. Mai mult el, adică Tit, a fost ales de biserici. Deci mai multe biserici au hotărât ca Tit, zice, să meargă împreună cu noi în această lucrare de binefacere, pe care o să spre slava Domnului și ca o dovadă de bunăvoința noastră. Deci Tit a fost ales de mai multe biserici ca să facă strângerea de ajutoare pentru săracii de la Ierusalim. Foarte important. Vedeți, Tit este un personaj pe care îl găsim în foarte multe circunstanțe. Și mai citim versetul 23 și 24. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtașul și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri care sunt trimiși bisericilor și fala lui Hristos, dați-le înaintea bisericilor. Deci Pavel scrie în Corin, la biserica din Corin, ca să le dea înaintea bisericilor, la plural, dovadă de dragostea voastră și a realitațiile că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Deci Pavel scrie Corintenilor ca să-i dea lui și fraților care veneau cu el înaintea mai multor biserici. Deci în zona Corintului erau mai multe biserici. Și zice, primiți-l bine în toate bisericile. Deci știți, să a aștepta ca Titi să meargă mai multe biserici cu strângerea aceasta de ajutoare. Și ultimul loc pe care îl citesc este în Galateni. Dacă doriți să deschideți cu mine, Galateni, capitolul 2, versetul 1, 1139, să fie mai ușor de căutat după 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Deci se pare că Tit a fost un colucrător cu Apostolul Pavel, un tovarăș de lucru, cum îl numește el, în multele lucrări și călătorii pe care le-a avut Apostolul Pavel. De asta atunci când îl găsim pe Pavel, trimițându-l pe Tit în Creta nu pare un lucru ieșit din comun. Tit îl așteaptă în Troa, se duce la Corint, în Macedonia, în Ierusalim. Tit este un personaj care e trimis de Apostolul Pavel în tot felul de locuri. Deci când Pavel îl trimite pe Tit în Creta, nu este ceva neobișnuit. Pavel obișnuia să-l trimită pe Tit și mai găsim în alte texte și pe alte personaje, îl vedem trimițându-l în mai multe locuri. Deci Tit nu este un prezbiter, nu este un episcop, nu este un patriarh. este, să știți, sunt foarte multe învățături care se dau pe seama lui Tit și al lui Timotei. Că ar fi fost cumva niște personaje mai uh, speciale. Da? Bun. Acum, aș vrea să observăm puțin care este ocazia cu care îl trimite Pavel Petit în Creta. De ce îl trimite Petit în Creta? Da, vedem că bisericile, mai multe biserici, au hotărât să-l trimită Petit cu o strângere de ajutoare. Deci a avut o misiune specială. Am nu s-a dus așa iurea, să primau. Tu te și tu așa să mai vezi ceva. Nu, aveau niște gânduri specifice. De ce l-a trimis Apostolul Pavel Petit în Creta? va fi important să ținem minte lucrul ăsta în citirea cărții citit. Ca să știm de ce l-a trimis acolo, ce caută el în Creta. Da? Ia zis versetul 5. Aici arată specific de ce l-a lăsat în Creta. Du-te la bunica. Hai, du-te la bunica. Zice așa. Te-am lăsat în Creta ca să... Ce arată ca să... Să facă ceva, un scop, nu? Te-am lăsat casă. E ca și cum îi spui Te-am pus acolo ca să faci treaba asta. Ai făcut-o sau Scopul. De asta te-am pus acolo. Te-am lăsat în creta ca să pui în rânduială. Ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbitere în fiecare citate pe cum ți-am poruncit. Acum, când zici te-am lăsat să mai pui în rânduială, se poate interpreta în două lucruri. Orică era dezordine și atunci al pui să facă ordine, ori că nu era dezordine, dar tu ai început să faci un lucru, dar nu l-ai terminat și îl lași pe el să termine. E clar că Pavel n-a lăsat dezordine în Creta. Dar nu și-a terminat toată treaba. De ce? Pentru că Apostolul Pavel, asta era misiunea lui. Să ducea într-un loc, planta o biserică, lăsa unul din și lui de lucru, băi, termină tu treaba aici? El se ducea în alt loc, se ducea în alt loc, se ducea în alt loc, în alt loc, în alt loc, tot mai lăsa oameni care în urma lui terminau lucrarea. Cum era Tit, Timotei, Tihic și așa mai departe. Ăsta era modul apostolului Pavel de lucru, da? Și chiar dacă frații din Corinț au Pavel, nu pleca, că noi ne-am obișnuit cu tine, așa când predi frumos când, frumos predicai tu, noi ne place cu Pavel. Pavel tot se ducea în treaba lui, da? Că asta era misiunea lui, asta era treaba lui. Și asta a fost și cu Sila, și cu Barnaba, și cu alți lucrători de-al lui. Dar vedem că apostolul Pavel nu planta un loc și pleca pur și simplu lăsând pe oamenii aia singuri acolo. Se asigura să asigura că cineva rămâne acolo în locul lui, da? Să se ocupe de lucrarea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte când nu fost fratele Flori în ultima dată, a spus ceva despre lucrul ăsta. Ce e important este ca în urma noastră să rămână cineva. Să rămână ceva. Sigur, noi putem să fim foarte spirituali și să se va ocupa Domnul. Frumos, se va ocupa Domnul. Nevast mi a spus câteodată când plec cu mașina, zice, ai grive cu un conduci. Las neva, că nu ești tu și nu sunteți nici prunci. Zici, da, dar trebuie să lași pe cineva în urmă, știi? Nu ai lăsat pe nimeni. Nu e nimeni în urmă tre Trebuie să fii tu, da? Deci nu te gândi numai la. A, bine că nu fac rău altora. Bun. Cineva are nevoie de altcineva. E nevoie de un stâlp acolo, da? Exact așa e în lucrarea lui Dumnezeu. Sigur, putem spune, e Duhul Sfânt. Da, e Duhul Sfânt. Mă vedeți duminică dimineața, Duhul Sfânt nu predică aici. Predică prin oameni, nu? E, e nevoie de lucrat. Bun, dar nu vine Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, lucrează prin oameni. Nevoie de bani. Bun, Duhul sunt lucrează, dar el lucrează prin banii noștri și așa mai departe. Dumnezeu lucrează prin oameni. Pavel s-a folosit de acest om. Deci ocazia lăsării lui Tit acolo este unul punerea prezbiterilor. Al doilea motiv pentru care l-a lăsat pe Tit, iau zis ce spune în versetul 10. În adevăr, mai ales printre cei tăiați în prejur, cine să știa? Evrei, iudeii, sunt mulți nesupuși, flecari și amăgitori. Cărora trebuie, Acum, mie îmi place expresia asta, poate la un unul. Cărora trebuie să ce? Să li se astupe gura. Cine trebuia să le astupe gura? Tit? Zice, trebuie să li se astupe gura, ascultați? Trebuie să li se astupe gura. Acum nu vă -im, imaginați pe Tit că zicea și dădea cu palma peste de gură la ăștia. Da? Dar le astupa gura prin învățătura sănătoasă. Da? Ei buimăcesc familii întregi. Ce buimăceau? Familiile din lume, din necredincioși, de păgâni? Nu! Erau familiile din adunare. Și ăștia nu veneau public să predice învățăturile lor false. Ce se duceau? Erau foarte... Uh, erau vizitatori, călători. Să bucurau să fie primiți în vizită. Și se duceau și își duceau învățătura lor rătrăvită. Buimăceau familii întregi, învățând pe oameni pentru un câștig urât. Lucruri pe care nu trebuie să le învețe. Deci pentru că existau iudaizatori care... Se duceau prin familii și o treveau familie cu învățăturile lor și câștigau. Dar luau bani la ei, asta făceau. Pavel l-a lăsat pe Tit ca să se ocupe de treaba asta în bisericile din zona Creta. Pentru că el spune, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbite în fiecare cetate. Deci erau cetăți mai multe cu mai multe biserici. Da? Nu vorbim de o singură biserică aici. Da? versetul 13 mustră aspru ca să fie sănătoși în credință. Deci pare că unii au crezut minciunile lor. Să nu se țină de basme evreiești, de porunci date de oameni, adică de tradiții evreiești. Da? Când zice totul este curat pentru cei curați, se referă la basmele evrești. Unii zice, mâncarea asta nu e curată, ziua asta nu e curată, ziua asta e sfântă, asta nesfântă. e nesfântă, exact ce se, vei, se întâmplă în zilele noastre. Da? Exact același lucru. Și Pavel l-a lăsat, deci, să pună prezbiteri și să se ocupe de acești judaizatori. Uitați Chiar când zice să pună prezbitere în versetul 9, zice că prezbiterul trebuie să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, să fie în stare să stătuiască în învățătură sănătoasă și să înfrunte pe potrivnici. Întotdeauna vor veni în adunare potrivnici. Acum, gândiți-vă puțin. Să presupunem că noi suntem în seara asta liniștiți la studiu. Și vine un frate pe care noi nu-l cunoaștem. Frate, ce cu tine? Sunt și eu dintr-o adunare evanghelică de nu știu unde și să ridică Vrem să fie, arătăm așa curtoase față de el și el să ridică în adunare să dea învățătură greșită pe orice subiect. Pe sabat, pe carne, pe tot fel de nerozii. Că Domnul Isus n-a fost Dumnezeu sau că n-a fost om. Tot felul de nerozii. Ce facem noi? Stăm cu minței aici, lăsăm lupul să latre sau să urle și o să zice ce să facem. Domnule, domnule, să facem dezbinare în adunare. Nu! Zice că presbiterul trebuie să înfrunte pe, pe potrivnici. Frate, uite, te rugăm, ia un loc, da? Nu ar trebui să ți se pară lucrul Hei, Ce s-a întâmplat, vai? Nu! Asta din secolul întâi s-a întâmplat. Erau, Pavel spune în fapte 20, să vor vârâ între voi lupi răpitori, zice, care nu vor cruța turma. Nu vor avea nicio milă. Nicio milă nu vor avea. avut mulți oameni care zic, îți dezamăgit, uite ce se întâmplă în biserica din secolul nostru, vai, cât, câte învățături greșite. Stai tu liniștit, astea sunt lucruri de 2000 de ani. De 2000 de ani lucrurile astea. Este de 2000 de ani. Și cuvântul lui Dumnezeu rămâne același, trebuie să ne ținem de cuvântul lui Dumnezeu și să ținem rânduia la cuvântul lui Dumnezeu, da? Diavolul nu se ducă să răpească pe a lui. Este lui, și să mai răpească de acolo? Și zice, păi, noi avem adunarea asta micuță, diavolul se preocupe de noi? Păi da, crestul a lui. Se preocupă de cei care sunt domnul. Asta e lupul să duce să mănânce? Ui, tu nu poți să duceți să mănânce oi. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Deci pentru asta a fost ocazia trimitele lui Tit. Să pună prezbiteri și pericolul iudaizatorilor. Astea sunt două motive principale. Da? Vedeți că pericolul ăsta al iudaizatorilor și a învățăturilor este repetat în capitolul 3, versetul 9. Ia ascultați ce spune. Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, cine înșirau neamuri? Cine ținea genealogii? Evrei evrei. De certuri și ciorovăirile privitoare la lege. Ferește-te că sunt nefolositoare și zadarnice. Și au zis, nu zice doar te de ele, zice după întâia și a doua mustrare, depărtează de cel ce aduce dezbinări. Care aducea dezbinări prin ce? Păi prin ce spune mai sus? Întrebări nebune? Înșirări de neamuri? Certuri? Ciorovăiel privitoare la lege. Zice astea nefolositoare, zadarnice și ce aduc ele? Dezbinare în adunare. Dezbinare. Că știm că un astfel de om, versetul 11, este stricat și păcătuiește de la sine fiind osândit. Da? Deci astea sunt cele două mari motive pentru care se scrie cartea Tit. Unu, pentru ca să se pună în rânduială uh, în toate adunările din jurul cretei să se pună în rânduială așezarea presbiterilor sau a bătrânilor, recunoașterea bătrânilor care să supravegheze turma Domnului din bisericile respective și doi iudaizatorii și învățătura lor astea sunt cele două sau ocazia scrierii acestei cărți și acum să facem o schiță mare ca să vedem cum cum se desfășoară cartea înaintea noastră acum orice document pe care, dacă scrie o scrisoare, ca să este o scrisoare, astea sunt scrisori pe care Pavel le scrie, astea funcționau ca niște scrisori. Da? Noi le citim ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, că sunt Cuvântul lui Dumnezeu, dar ele erau niște scrisori. El primea scrisoarea către tit. Titul prin o scrisoare. Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, uneori ne greu să înțelegem cum funcționau lucrurile în secolul I. El nu primea o Biblie. A primit o Biblie tipărită. Nu exista nici tipar, nici nimic. El primea o scrisoare. Timotei a primit întâi o scrisoare, după aia a primit a doua scrisoare, Corinteni o primit o scrisoare, păi au primit a doua scrisoare, Coloseni o primit o scrisoare. Și păi ce zice, aveți grijă ca să dea scrisoarea voastră și acolo și scrisoarea lor să vină la voi, da? Deci să dea scrisori către locuri precise. Bun, Tit primește această scrisoare și această scrisoare, ca orice scrisoare normală, are o introducere, are un mesaj și are o concluzie. Așa este și scrisoarea asta. Are o introducere. În introducere ni se spune Cine e autorul ei? unul, Pavel, rob al lui Dumnezeu. Ni se spune versetul 4 către cine e scrisoarea asta? Ai expeditorul? Ai destinatarul? Deci asta este introducerea. Ai o desfășurare a cărții la care ne uităm imediat și ai o concluzie. În concluzie avem de la versetul 12, capitolul 3. În concluzie să fac niște salutări și niște specificații. Zice în versetul 12, de exemplu, când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să, fii la mine în, să vii la mine în Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. Asta spune în concluzie. Da? În concluzie zice, fii atent, va trebui să vii cândva la mine. Al doilea lucru pe care îl zice în concluzie, ai grijă de legiuitorul Zena și Apollo să nu ducă lipsă de nimic din cele trebuie pentru călătoria lor. Deci zice să îngrijească din niște frați să le dea tot ce le trebuie, de asta spune după aia trebuie ca ai noștri să se desprindă să fie cei din tâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea în eroditori. Adică să ajute pe frații care erau în lucrare. Iar al treilea lucru pe care le spune e salutările. Toți cei ce sunt cu mine strimi sănătate, îți spune sănătate celor ce ne iubesc în credință, harul să fie cu voi toți, amin. Da? Deci astea sunt salutările sunt direcțiunile de final care nu au treabă să zicem cu mesajul întregă cărții. Sunt niște chestiuni practice, avut-o pe cutare, când trimi pe cutare vine la mine, sănătate. Da? Deci avem introducere, avem concluzia și avem, să zicem, corpusul sau mesajul principal al cărții. Și aici aș vrea să schițez foarte pe scurt ca să vedem cum, cum se cum se desfășoară cartea înaintea ochilor noștri. Aș împărți-o în două mari părți. Prima mare parte este în capitolul 1. Unde Pavel vorbește, după introducerea aceasta, despre prezbiteri, de la versetul 5 până la versetul 9, vorbește despre prezbiteri. De la versetul 10 până la versetul 16, vorbește despre judaizatori. Deci avem două categorii de persoane. În capitolul 1 despre asta se vorbește. Bine, cea vorbește despre Apostolul Pavel, după aia vorbește despre prezbiterii care trebuia să-i pună, cum trebuie să arate și după aia vorbește despre iudaizatori. Ai spune astăzi trei categorii de persoane despre care vorbește Apostolul Pavel. Apostolul, uh, prezbiterii și apoi iudaizatorii, învățătura lor și așa mai departe. Ăsta e capitolul 1, trei părți. Capitolul 2 are și el uh, are două părți. Este învățătura sănătoasă, despre care uh, spune Apostolul Pavel, uitați cum este, e foarte ușor de urmărit capitolul 2 practic. Pentru că uitați în versetul 2, spune ca cei bătrâni, că cei bătrâni. 3. Spune că femeile în vârstă. Deci merge pe, tot pe categorii de persoane, exact ca în capitolul 1. În capitolul 1 vorbește despre el Pavel, vorbește despre prezbiteri, vorbește despre proroci mincinoși udaizatori. Capitolul 2 merge în același fel, pe persoane. Cei bătrâni. Versetul 3. Femeile în vârstă. Versetul 4. Femeile mai tinere. Versetul 6 sfătuiește pe tineri. Versetul 9, sfătuiește pe robi. Da? Și ultima parte, 11 la 15, zice, de ce să facă ei toate lucrurile astea, să trăiască cum le spun el? Căci Harul lui Dumnezeu care aduce mântuire ne învață, să o rupe și așa mai departe. Da? Îi motivează cu Harul lui Dumnezeu. Capitolul 3, după ce dă învățătura asta sănătoasă, că așa introduce capitolul 1, bun, mai fac specificația asta. Tu însă, versetul 1, capitolul 2, versetul 1, mă scuzați. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Și când citești capitolul 2, vezi care e învățătura sănătoasă pentru bătrâni, asta, pentru femeile în vârstă, asta, pentru tineri, asta, pentru soții, asta, pentru. Fiecare categorie de vârstă are niște învățături sănătoase pentru el. Da? Asta e capitolul 2. Capitolul 3, capitolul 3 continuă cu această învățătură sănătoasă, zice, adu de aminte să fie supuși stăpânilor, drăgătorilor. dă niște sfaturi la care o să ne uităm atunci. Și încheie tot Vorbind despre mântuire. Da? Deci, capitolul 2 și 3, într-un fel, merg în oglindă. Dă niște învățături și arată, măi, țineți învățăturile astea pentru că voi sunteți oameni mântuiți. Capitolul 3, iar dă niște învățături și spune, țineți învățăturile astea pentru că voi sunteți niște oameni mântuiți. Asta e motivația întotdeauna. Dacă ești un om mântuit, trebuie să trăiești așa. Dacă ești un om mântuit, trebuie să trăiești așa. Asta e capitolul 2 și 3. Ele sunt paralele cumva, de asta spun că parcă sunt uh, în oglindă. Și apoi. Încheie capitolul 3 cu mustrarea iudaizatorilor, cu atacarea învățăturilor lor, da, versetul nou. Întrebările nebune, înșirele neamuri, certuri, ce o vreo voie la lege, am văzut foarte clar lucrurile astea. Deci, cartea asta face. Cartea vorbește despre niște persoane. Capitolul 1. Prezbiterii și falcii iudaizatori care și ei se dădeau mari legiuitori și mari învățători. Capitolul 2 vorbește despre diverse categorii din adunare și cum ar trebui să trăiască ele și le motivează și în capitolul 3 cu uh, învățătura despre mântuire și încheie cu atacarea din nou a învățăturii iudaizatorilor. Da? Îi atacă întâi pe ei, vorbește despre ei în capitolul 1 și în capitolul 3 atacă învățătura lor și zice nici să n-ai treabă cu ea, respinge, disciplinează două mustere și a încheiat cu ei. Deci asta este cartea... Cartea TIT, ea are, a zice, ca să schițez, așa în final, are patru părți: are introducerea, prima parte și concluzia, a patra parte, și în mijloc are două părți mari: învățătura uh, uh, are două părți mari despre prezbiteri și iudaizatori și după aceea despre învățătura bună și învățătura rea. Astea sunt două părți mari: prezbiteri și iudaizatori, ei puși în contrast, arată total diferit, capitolul 1. Și apoi învăț capitolul 2 și 3, învățătura bună și foarte puțin despre învățătura rea. Despre asta este cartea. Da? Acum ele sunt foarte multe detalii aici care merită luate în, în calcul și merită analizate pe larg. Voi citi doar patru versete, fac puține comentarii și ar fi bine să, nu știu, să punem întrebări pe ceea ce ni se pare de aici important. Și că foarte multe lucruri. Dacă te uiți la primele patru versete, ai putea să sap în ele ca într-o mină. Și sap, 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 sap și este foarte mult. Dar Pavel zice, Pavel, roba lui Dumnezeu, apostolul lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu Evlavia, în nădejdea vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă, ci și-a descoperit cuvântul la vremea lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredințată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, către tit, adevăratul meu Copil, în credința noastră, am îndurora, har și pace de la Dumnezeu, Tatăl și de la Isus Hristos, Mântuitorul nostru. Ce observ eu? Foarte pe scurt, ce observ? Observ în versetul. De fapt, în astea, versetele acestea văd mesajul complet al mântuirii. Mesajul complet al mântuirii. De ce? Uite, în versetul 1 vorbește despre credința aleșilor lui Dumnezeu. Când a făcut Dumnezeu alegerea asta? Când spune Biblia că s-a făcut? În veșnicie. Da? Deci mântuirea noastră nu începe când eu am zis vreau să merg pe Domnul. are și ea importanța ei, dar nu atunci a început. Ea a început în mintea și în gândul lui Dumnezeu în eternitate. Ăsta e primul punct pe care îl ține minte. Al doilea punct care este? Zice credința aleșilor. Momentul în care un ales al lui Dumnezeu ajunge să creadă în Dumnezeu. Ăsta e al doilea punct. Da? El, Dumnezeu, a făcut ce a făcut în veșnicie, el ajunge la un moment dat să creadă. Dar să creadă în ce? Zice, credința aleșilor și cunoștința adevărului. Nu crede basme, nu crede tradiție, el crede cunoștința adevărului. Asta crede el. Deci Dumnezeu a ales din veșnicie, este un punct în care omul crede în cunoștința adevărului. După ce crede, auziți ce spune, care este potrivit cu evlavia. Evlavia înseamnă teamă de Dumnezeu sau viață de trăire în frică de Dumnezeu. Asta înseamnă evlavie. Deci orice om care a crezut, care este alesul lui Dumnezeu, unul, care a crezut în Dumnezeu, ăsta e punctul 2, după ce a crezut în Dumnezeu, urmează o viață de ce? De evlavie. O viață trăită în frică de Dumnezeu. Ăsta este al treilea punct, da? Deci Dumnezeu m-a ales în veșnicie. A fost un moment în viața mea în care am crezut în cunoștința adevărului, adică în Evanghelie. Și din momentul în care am crezut, începe o viață de evlavie. Ca asta spune, Zice cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Dacă cunoști adevărul lui Dumnezeu într-un mod spiritual, nu doar cu cap, asta te va duce la o viață de evlavie. Dacă nu te duce la o viață de evlavie, n-ai cunoscut adevărul, ai cunoscut alte lucruri. Da? Vedeți, lucrurile se leagă unul după altul aici. Credința legilor, cunoștința adevărului care este potrivit cu evlavia. Și avem al patrulea, al patrulea punct aici. Zice, în vieții veșnice, făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu. Ascultați, Dumnezeu zice, mai înainte de veșnicie a făgăduit viața veșnică. Deci avem mai înainte de veșnicie în trecut și viața veșnică în viitor. Și el descrie aici mântuirea completă. Dumnezeu ne-a ales din veșnicie. Să zicem, în anul 2007 eu am crezut în adevăr, din anul 2007 până în anul 2021 am umblat într-o viață de Evlavie și voi gusta la final ce zice. În nădejdea vieții veșnice, asta e mântuirea. Patru momente cruciale al mântuirii. Pentru Apostolul Pavel nu există ideea asta că Dumnezeu m-a ales din veșnicie, am crezut, dar undeva pe traseu s-a firul. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Pentru Apostolul Pavel este un fir neîntrerupt care pornește din eternitate și se termină tot în eternitate. Pornește de la tronul lui Dumnezeu și se termină tot la tronul lui Dumnezeu. În asta stă siguranța mântuirii noastre. Siguranța mântuirii noastre nu stă oh, mă sforțez, eu mă sforțez în fiecare zi, sper că ajung până la capăt. Poate ajung, poate nu ajung, poate mă împlăticez pe drum și pic jos. Și asta este. Da, Dumnezeu m-a ales din eternitate, am început și undeva m-am pierdut pe traseu. Pentru Dumnezeu lucrurile nu sunt așa. Pentru Dumnezeu este o linie da, ascendentă. Am pornit din veșnicie și să termină în veșnicie. Da? Este adevărat, mântuirea noastră are, să zicem, o conotație în viața pe care noi o trăim, nu? Că trebuie să fiu mântuit eu. Eu nu existam în veșnicie decât în mintea lui Dumnezeu. Da? Aș putea zic că existam ca o idee. Eu nu existam atunci, că sufletul meu nu există din eternitate, că nu-i Dumnezeu. Eu am fost creat la un moment dat. Da? Deci planul a fost din veșnicie și a ajuns să fie pus în aplicare. Deci mântuirea poate fi văzută, să zicem așa, de sus și de jos. Când o vezi de sus din perspectiva lui Dumnezeu, câteodată îți îngheață minte, că nu prea înțelegi totul, da? Din perspectiva lui Dumnezeu, Dumnezeu din veșnicie te ales și vei ajunge în veșnicie. Când o vezi din perspectiva ta, zici, într-o seară la o evangelizare am crezut și eu în Evanghelie. Și de atunci am început să-L pe Domnul și sper să mă întâlnesc cu El la capăt. Asta e din perspectiva ta. Dar din perspectiva lui Dumnezeu lucrurile sunt mult mai clare. Și unii știți ce zic? Unii zic, doamne, să vorbim doar din perspectiva noastră a oamenilor, da? Ca să-l motivezi pe el. Nu-l duce tu să-i vorbești de lucruri prea înalte, cerești. Vorbim numai din perspectiva asta noastră. Ei, dar Biblia vorbește și din perspectiva lui Dumnezeu. Și vedeți în textul ăsta, Pavel ce face cu perspectiva lui Dumnezeu și a omului? Le pune la grămadă. Le pune la grămadă. Vorbește de aleșirii lui Dumnezeu, care au crezut, care urmează o viață de evlavie și care vor ajunge în veșnicie. Au nădejdea vieții veșnice. Da? Ăsta este mesajul mântuirii. Și foarte interesant că Apostolul Pavel, cum începe epistola? Face foarte clar modul în care el înțelege mântuirea. Foarte clar.